Da, vă spuneam despre Florin Tănase, să-l ascultăm, pentru că a spune că întotdeauna are câte ceva interesant de spus și așa se întâmplă și acum. Florin Tănase, după acest meci, capitanul celor de la FCSB și omul care se spune că are tot timpul cale deschisă de comunicare cu patronul echipei. Cum a fost meciul, cât de importantă e această victorie pentru voi, care s-a lăsat așteptată? Bună seara! Este important, aveam nevoie de o victorie pentru a ne recapăta încrederea, venind după două înfrângeri și un egal. Moralul nu era așa de bun. Suntem fericiți că am câștigat. Nu s-a mărit distanța încă o dată. Acum încercăm să luăm fiecare meci, să-l câștigăm și să ne apropiem. Da, pe lângă cele trei puncte, mai vezi și alte plusuri în jocul de astăzi față de partidele anterioare? În seara asta cred că am avut ceva ocazii de a marca. Într-adevăr, au avut și ei două ocazii imense, dar am dominat, părerea mea. Puteam să marcăm mai multe goluri. Dar suntem fericiți că am câștigat, aveam nevoie, cum am mai spus, să câștigăm un meci și pentru suporteri care sunt mereu lângă noi, ne susțin. Și sperăm că i-am făcut bucuroși și în seara aceasta. Sper ca în play-off să câștigăm multe meciuri și să-i facem fericiți. Ai fost implicat și în acea fază în care ai cerut penaltii și ți s-a dat cartonaș galben. Ai apucat să o revezi în vestiar? Nu, dar din ce mi s-a spus, a fost penalti. În orice caz, nu a fost simulare. Oricum, nu e primul galben pe care le-au greșit. Dacă stăm să scoatem toate fazele și după lumea vorbește. Că simulează. Te deranjează când auzi astfel de comentarii despre tine? Că obișnuiești să simulezi? Normal că te deranjează. Dacă încerci să obții un fault, de fapt încercam înainte când eram mai tânăr, și după ți se pune o etichetă așa și doar vorbești ca să te afli în treabă, înseamnă că nu te duce prea mult minte. Spune cum te simți, ai lipsit partida trecută, gripă, vrăceală puternică, vedem, tu și ești în continuare când... Da, nu sunt refăcut 100%, dar am vrut să joc în seara aceasta, să-mi ajut echipa, am timp să-mi revin 100% până la meciul următor. Calitatea de capitan al echipei, lider, cum privești situația lui Andrei Vlad? Ai încercat să ai o discuție individuală cu el? Nu, încă nu am vorbit. Am zis că o să vorbesc după ce trec câteva zile, pentru că și el, vă dați seama că este foarte supărat. Ce să zic, se întâmplă și la portar se vede imediat pe tabelă. Eu ce pot să spun, că este un portar foarte valoros, care dacă ar elimina aceste greșeli care le face din când în când, cu siguranță va ajunge la un nivel mare, pentru că noi îl vedem zi de zi la antrenamente și a avut și meciuri anul trecut și anul acesta, ne-a scos de foarte multe ori. Eu sper să treacă peste și la cum îl cunosc, cu siguranță va trece. O să-i pui o vorbă bună la patron? Păi, te poți implica eu... în calitate de capitan? Nu pot să mă implic eu. Știți prea bine, Gigi cum e. Nu ascultă el sfaturi. Simți oarecare presiune și pe jucătorii tineri, pentru că în această perioadă, în urma rezultatelor slabe, patronul, ai văzut, a ieșit
v-a criticat inclusiv pe tine, te-a criticat probabil pe tine, nu te mai ating criticile, dar există și jucători mai tineri prin vestiar. Da, normal că îi afectează de, când se iese după fiecare, după fiecare meci, moralul unora poate nu e atât de bun. Să simt și nu prea bine, ca să zic așa, după astfel de critici, dar dacă aceasta este strategia dânsului, așa crede dânsul că îi motivează, sperăm să dea și roade. Tu ai avut vreo discuție individuală recentă cu patronul? Nu. Știu că aveți o relație specială, ok, după aceste critici pe care ți le-a adresat inclusiv ție, legate de jocul tău? Nu am avut. Avem o relație normală, zic eu. Am văzut că tot se vorbește. Relație, nu știu ce relație, Tănase, dar... Păi dacă voi v-ar suna patronul, ia să răspunde? Da. Păi și atunci? Păi și te sună? Din când în când mă mai sună, cum am mai spus el, dar nu mă sună mereu. Pentru play-off, ce obiectiv vă fixați? Pentru că până la urmă și locul 2 ar fi în pericol, se înjumătățesc punctele pentru toată lumea, inclusiv pentru voi. Am spus-o, să câștigăm cât mai multe meciuri și sperăm să ne apropiem de cei de la CFR. Dacă vom câștiga cele două meciuri directe cu ei, avem șanse. Dacă nu vom câștiga, locul 2. Da, multe lucruri a spus Tănase, care pare că nu este de acord cu această politică a patronului de a-i torpila pe jucători verbal după meciuri. Și spune că să le dăm, e chiar ironic, mi se pare, când zice să le dăm, dacă o să dea și roade politica asta, că el îi vede că sunt afectați, nu, de această situație. Cum ți se pare ție în randamentul echipei această poveste? Faptul că un capitan de echipă îi transmite, de fapt, patronului că nu asta este metoda, ei știind ce se întâmplă în vestiar. Și că asta, într-un fel, nu îi face să joace mai bine. A răspuns la întrebarea asta, Tănase. A zis că patronul oricum nu ascultă de sfaturile nimănui. Deci și de el, dacă i-a spune, sigur că au circulat foarte multe zvonuri care avea fir direct cu patronul de multe ori. Nici eu nu prea cred, cunoscându-l pe Tănase, că ar avea vreo influență la patron, dar sunt convins că destul de multe momente îl sună patronul să mai întrebe ce e la echipă sau una alta. Uh-huh. Da. Nu, eu te întreb cum influențează randamentul echipei aceste. Păi, a spus Tănase, ce mai pot eu să spun, că dacă el e acolo și știe că sunt... Nu bine, normal că jucătorii sunt afectați. Unii mai mult, alții mai puțin, sunt alții care stăbăciți deja. Că țin la presiune, da. Da. El, da. El, cu siguranță nu le cade bine. Nici mie nu-mi cade bine la vârsta mea. Excelent. Să mă critică cineva. Păi zice că, dacă dă roade, excelent. Cândva, cine știe când. Asta cu, în trecut încercam, zice, să iau pe altul. Când eram mai tânăr, da. Dar acum să-i se pune etichetă sau că n-ai minte în cap. Sau n-ai prea multă minte. Ma, au zis exprimări mai elegante. Chiar și din partea fotbaliștilor. Nu a tuturor, e adevărat. Da, el se supără degeaba pe cei care îl bănuiesc în continuare de simul, pentru că el a început. Asta este efectul bumerang, așa se cheamă. Deci se întoarce împotrivă ceea ce faci la un moment dat, oricât ai încercat tu să te speli și oricât ai încercat să te reformezi și să arăți alt chip. E adevărat, nu e o regulă. Nu înseamnă că de fiecare dată când cade, Tănase simulează. Nu, au fost situații clare de fault, de fault nedat. Au fost situații în continuare de fault, inclusiv de penalti dat pentru ceva care n-a existat. Iar asta nu-l privește doar pe Tănase. Adică eu mă uit la simulările lui Neymar și la provocările lui. Da, Tănase mi se pare un copil de trupă pe lângă Neymar. Da? Și sunt cazuri somptoase în fotbal. Mă gândesc la Inzaghi, de exemplu. Da. Era și el, la fel. Și mai sunt Klinsmann. Da. Klinsmann era notătorul din piscina fără apă. Deci el așa sărea.
când s-a aruncat, când îi se părea că cineva urmează să-l împingă. Da, că e rost, că e rost, da, că e rost de ceva. Da. Da. Da, asta este, adică de la el a plecat această poveste și tot la el e cheia rezolvării. În momentul în care el, când va fi faultat, va cădea obișnuit. Da. Și nu-l va căuta pe arbitru din priviri în secunda în care atinge pământul, poate că lucrurile se vor schimba. Iar arbitrii greșesc. A greșit Cojocaru astăzi de două ori, au mai greșit și alții, dar greșesc și în direcția cealaltă. Nu numai împotriva lui Tănase și a echipei, ci câteodată și pentru Tănase și echipa. Da, asta da, evident da, că... Am văzut-o, am experimentat-o, numai că astăzi a fost evident da, lucrurile da. FCSB ar fi putut câștiga mai devreme, sau în orice caz să aibă avantaj da. Mai devreme, da. Nu știam dacă va câștiga sau nu. Până la urmă, într-un fel, da, faptul că a câștigat cumva salvează, pentru că era neplăcut să vezi o echipă, că e FCSB da. Sau alta, în luptă cu oricine, care două lovituri la 11 metri ne date și meci să termine da. Egal sau că pierde. Ai un sentiment de nedreptate, de injustiție, absolut, nu e ok. Absolut, și îl salvează în primul rând pe Cojocaru, parțial, nu total, pentru că el cred că va fi notat rău. După prestația asta. Altfel, partea bună este că n-am avut de face cu o viciere de rezultat. Că până la urmă FCSB a câștigat. Ionel, părea resemnat Tănase. Și dacă nu câștigăm meciurile cu CFR, locul 2. Clar, și el conștientizează. Ambele meciuri. Sigur, am spus Adina. Da, aici. Dar părea resemnat, nu părea... Da, pentru că și vin-o pe o perioadă complicată, o perioadă fără rezultate bune și probabil și în sânul echipei atmosfera nu era una nu pare foarte, bună, nu pare bună. Una foarte, foarte plăcută. Da. Și e clar că conștientizează și că e foarte greu să reușești să ajungi și să poți să depășești CFR-ul. E clar, își doresc, îi declară lucrul acesta, sunt convins că vor încerca să facă tot ceea ce depinde de ei pentru a reuși acest lucru, dar e complicat. Chiar dacă tu, verbal, spui lucrul acesta în subconștientul tău, tu realizezi că e destul de complicat să se întâmple lucrul acesta. Probabil și de asta. Plus că mai sunt și lucrurile acestea legate de penaltiul nedat la el, probabil de faptul că se vorbește în presă că este omul de legătură al patronului. Sunt multe lucruri de un cumulate, transfer ratat. Cumulat, da, cu toate că transfer ratat. Ok, nu s-a realizat, dar el totuși are un salariu destul de bun pentru România. Și el ar trebui să se concentreze, eu știu, pe ce are de făcut la FCSB. Probabil, dacă va veni o ofertă, cu siguranță îi se va da drumul, având în vedere acum care are un salariu destul de mare. Și mai ales după ce l-am auzit unde pe... să vină ofertă? Nu. Când este să vină? În perioada, de transferul, nu. Atunci și patronul va mai lăsa din bani, pentru că nu va mai dori să-i dea 30.000 de euro sau cât are salariul pe lună. Nu, dar dacă cum să vină? Că au tot încercat, până la urmă n-am mai înțeles nici în presa lui. O să fie la un moment dat în perioada următoare de transferul de 2 milioane, 1 milion jumate, o să vezi. Dacă o să fie. Octavian Popescu, în schimb, acum valorează o sumă astronomică, sunt convins, dar e, într-un fel, merită să... Și s-au mai închis, să nu uităm, s-au mai închis două piețe de transfer, Ucraina și Rusia. Da. Unde plecau foarte mulți. Nu mai plecau în ultima vreme. Plecau. Să nu se închide din zona Golfului, acolo e important că acolo e... Păi, acolo e ultima. Sunt depăpat salarii importante și chiar și China. Rămâne China. Sigur, rămâne vestul, dacă se poate, dacă s-o putea, dacă nu s-o putea. Mai câte o America. Statele Unite. Da. Am mai avut și pe acolo ambasadori. Nu mulți, adevărat. Da. Da. Statele Unite nu au cel mai rău fotbal. Adică nu sunt Statele Unite de acum 30 de ani. Se pare că... Păi au fost jucători. Deci au început să colonizeze fotbalul cu jucători veniți din Europa. New York Cosmos. Da, sigur, da. Asta a fost primul pas. Da, asta a fost primul pas. Da.